pe mine, ești pe autostradă, ești pe drum național. Bun. Rămâneți la mașină, vi se ridică permisul pe 90 de zile și o amendă de 630 cu 315 lei în 48 ore, da? Rămâneți la mașină. Acest șofer a fost prins circulând pe DN5 cu peste 150 de km la oră și, din păcate, nu e singurul. Timp de 3 zile, polițiștii de la rutieră au amplasat radare în cascadă pentru a-i depista pe cei care nu țin cont de lege și calcă pedala de accelerație mai mult decât le este permis. În doar 2 zile au fost reținute 18 permise și s-au aplicat peste 300 de sancțiuni. Desfășurăm această activitate pe drumul național 5 Giurgiu București, întrucât concentrează foarte multe accidente care se datorează încălcării regimului legal de viteză, fie că vorbim despre viteză excesivă sau viteză neadaptată în locuri periculoase, curbe, la condiții nefavorabile de drum. Și organizăm acțiunea cu efective mărite, cu un aparat radar de mișcare pe acest tronson între Daia și Călugăreni. Un autoturism pe care chiar eu, conducătorul acestui autoturism, l-am sancționat eu ieri. A fost depistat cu o viteză de 165 de km la oră, s-a luat măsura complementată de reținere a permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. Deci a fost depistat de aparatul radar la kilometru 38 plus 100 cu 175 de km pe oră de Giurgiu 04 VOP autobus. Imediat o să vă întâlnim în procesare și o să... Astfel de acțiuni ale polițiștilor au loc periodic pe șoselele din Giurgiu și, cu toate astea, cele mai multe accidente rutiere au loc pe fondul vitezei. Potrivit Poliției Române, în acest an s-au înregistrat circa 9.000 de accidente rutiere grave, soldate cu 1.800 de morți și 8.000 de răniți.